Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului! Astăzi voi continua saga confesiunilor tabu și voi vorbi despre diferența dintre sex și dragoste, sau mai bine zis, diferența dintre a face sex și a face dragoste. Ce caută un astfel de subiect pe canalul care abordează teme spirituale, teme religioase, teme legate de autocunoaștere? Păi este foarte simplu. Autocunoașterea face parte din acest proces care ne duce la iluminare, la descoperirea sinelui nostru, a identității noastre divine și, totodată, la înțelege tot felul de informații care vin din Univers sau din sfera divină. Da? La baza procesului de autocunoaștere se află toate acele experiențe de viață pe care noi le avem până să spunem în 40 de ani. 40 de ani, în mod sigur, pentru că atâția ani i-au trebuit lui Moise să scoată poporul uh, evreu din Egipt, da, din robie, se spune. 40 este un număr sacru, pentru că cam 40 de ani trebuie să aibă un rabin, trebuie să fie căsătorit și trebuia să mai îndeplinească încă o condiție, dar am uitat-o deocamdată, pentru a putea pătrunde tainele zoharului sau cartea splendorii care se află la baza cabalei. da? 40 de ani totodată durează exodul din Egipt. Moise scoate poporul Israelului din robie și încearcă să-l ducă spre pământul, pământul unde curge lapte și miere sau ținutul promis. 40 de ani durează școala noastră a vieții. Foarte mulți oameni sunt foarte revoltați împotriva sistemului educațional, că ar trebui să se introducă meditația, că ar trebui să le vorbim copiilor mai mult despre uh, lucruri care țin de spiritualitate. Eu nu sunt de acord cu această teorie, cred că fiecare copil trebuie să vină pe acest pământ și să înțeleagă care sunt mecanismele vieții în lumea duală. Este perfect normal și natural ca acel copil să treacă prin lucruri care îi imprimă cele două repere cu care se ghidează în viață, suferința și plăcerea. Astfel se va lăsa ghidat de impuls și instinct. Prin instinct se va feri de pericole, iar prin impuls se va duce către lucrurile care l-atrag. Unul dintre aceste impulsuri este și nevoia noastră, de a ne satisface sau de a ne împlini sexualitatea sau sexual. Pentru că noi suntem născuți în această lume duală, există o diferență clară de la începutul timpurilor între energia feminină și energia masculină. Cele două, odată contopite într-o armonie perfectă sau într-o alchimie perfectă, cum îmi place mie să spun, generează înapoi monadul sau Dumnezeul din care totul rezidă pe acest pământ. Dar pentru că noi suntem în această lume duală, vom percepe totul în diferență de câte două, da? Se, practic, monadul se divizează în energie feminină, energie masculină, în lumină și în întuneric, în rău și în bine. Nu înseamnă că femininul este rău și că masculinul este bun, dar există o separare pentru orice concept vă puteți imagina. Um foarte mulți oameni, pentru că am făcut postarea anterioară, nu știu, intitulată Confesiune, prin care am vorbit despre faptul că am înțeles o bună bucată de vreme din viața mea, în mod greșit, eronat, că a obține afecțiune de la celălalt presupunea să dau ceva la schimb și anume ofeream sexualitate. Asta nu înseamnă că m-am culcat cu tot Bucureștiul sau că am umblat din floare în floare până când mi-am găsit iubirea. Nu! În fiecare relație în care intram, intram cu toată dedicarea și cu toată asumarea că va fi o relație de lungă durată. Dar, neîmplinită și nevindecată fiind, neechilibrându-mi în interiorul meu, în mod perfect energia masculină și energia masculină, pentru că ambele se găsesc în fiecare individ, indiferent că ești bărbat sau că ești femeie, deci nefiind echilibrată în interior, bineînțeles căutam să-mi acopăr acest dezechilibru, căutând o altă persoană dezechilibrată la fel ca mine, crezând că împreună vom genera în sfârșit armonia. Acest lucru nu era perceput la nivel conștient, bineînțeles. Tu doar înaintezi prin viață trăindu-ți experiențele, așa cum trăiește orice om până la 40 de ani. Mulți spun, inclusiv Carl Jung, că adevărata viață începe la 40 de ani. Tot ceea ce înveți până la 40 de ani reprezintă modul în care deslușești codul lingvistic al acestei lumi. Codul lingvistic al acestei lumi se bazează pe experiențele noastre, dar tot ceea ce experimentăm se acumulează și se stochează în capul nostru. Sunt datele de care avem nevoie pentru a reuși, după 40 de ani, să întocmim un bilanț, un raport, un, o situație finală. O situație din care, studiind-o, putem învăța și putem îmbunătăți procesele, ca să vorbesc și în limbaj corporatist, astfel. În prima parte a existenței mele, bineînțeles, și eu m-am avântat și am trăit toate raporturile, contactele mele cu partenerii de sex masculin, ca fiind aceste compulsii prin care să-mi satisfac o anumită nevoie. Fie că eram neîmplinită cu munca, fie că eram neîmplinită cu viața mea personală, eu căutam întotdeauna să mă întregesc, da? Și asta fac majoritatea oamenilor. Știu că au fost persoane, câteva, cei drept, care m-au judecat pentru afirmațiile pe care le-am făcut. Să fie pacea asupra lor, spun, da? Pentru că consider că în ziua de astăzi, indiferent că vă aflați într-un cuplu, într-o relație. Uh, nu știu, uh, aprobată, ștanțată de un preot, sunteți într-o căsnicie, da? care s-ar presupune că este uniunea sacră dintre bărbați și femeie, foarte mulți oameni continuă să facă sex. Și în minutele următoare voi explica care este diferența dintre sex și a face dragoste. De ce fac sex oamenii? Pentru că din când în când sunt stresați cu munca sau li s-au fățit câteva colege sexy pe la birou pe sub nas și atunci vin acasă și și iau nevasta la trântă. La trântă între ghilimele. Sau, puștii din ziua de astăzi spun, aule mi-au apărut coșuri pe față, înseamnă că am un dezechilibru hormonal, deci trebuie să mă potolesc prin a face sex. Sau, nu știu, au trecut câteva luni de la ultimul contact pe care l-ați avut cu soțul sau soția și vă uitați așa la ceas și spuneți, băi, iar că am trebuit să facem. Alții fac lucrul ăsta programându-și ovulațiile, programându-și temperatura corpului ca să poată să conceapă un copil, dar în toate aceste acte nu este prezentă dragostea, nu este prezent acel sentiment sacru care duce la acea uniune despre care se vorbește în Biblie, când se vorbește despre căsătorie. Atenție nu se referă la căsătoria fizică cu acte, la starea civilă, ci se referă la uniunea adevărată dintre energia feminină și energia masculină. Pentru că se spune că atunci când bărbatul se va uni cu femeia, ei vor deveni un singur trup. Da? Acesta este înțelesul acestor vorbe. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că marea majoritate a oamenilor din ziua de astăzi practică sexul. Da? Sexul este, vin în pielea goală, mă așez lângă un alt trup dezgolit și împreună transpirăm, ne muncim, depunem efort și s-a terminat. Ce se întâmplă cu nivelul vostru energetic după un astfel de act? Și aici puteți să ascultați ce am de spus, să vedeți și să confruntați cu situația voastră de fapt și să vedeți dacă este adevărat sau nu. Vă simțiți vlăguiți energetic. Marea majoritate a bărbaților, după ce săvârșesc un act sexual, cu soția, cu partenera, cu amanta, nici nu mă interesează, se simt drenați. Întorc fundul și dorm, da? Iar femeile, multe dintre ele, pentru că atunci când intră într-un act sexual, ele încearcă să-și satisfacă nevoia de afecțiune, dar care le lipsește. Femeia are nevoie constantă de afecțiune începe să se simtă devalorizată, să se simtă tristă, să se simtă abandonată, insatisfăcută, nesatisfăcută, mă rog, și atunci foarte multe dintre aceste femei se întorc cu spatele după ce s-a săvârșit actul sexual, negăsând și împlinirea pentru că a fost de prea scurtă durată sau poate nu a fost partenerul foarte atent la nevoile ei și încep să lăcrimeze, da? În ele se deschide această emoționalitate. Și acesta este, de fapt, un act sexual. Îi drenează de energie pe ambii parteneri. Niciunul dintre aceștia nu se simte înflăcărat, așa cum sunt tinerii îndrăgostiți, portretizați în filmele americane, când se întâlnesc, au acest amor năbăduios de se trântesc pe pereți, de a-și da, hainele peste tot și apoi devin brusc înfometați și vor să mănânce cât mai mult, să-și facă nu știu ce preparate, să-și aducă micul dejun la pat. Ei, în realitate, de fapt, tot actul sexual drenează de energie pentru că este un act care este izvorât din egoism. La baza sexului dintre doi parteneri se află egoismul. În Zohar se spune, Zoharul este cartea splendorii care se află la baza cabalei, se spune că omul pe acest pământ, tot ce face omul pe acest pământ este să transmute, să transforme sau să corecteze, se numește actul de corecție. Această voință a lui de a primi, să o transforme în voință de a da. Cu alte cuvinte, să transforme propriul egoism care este inerent, care, cu care este înnăscut, pentru că tot omul pe această planetă zice într-una, dăm Doamne, dăm Doamne, dar nu există nimeni care să spună, i-am Doamne tot omul pe acest pământ este născut cu dorință egoistă pentru că Dumnezeu îi dă, da? Dumnezeu îi transferă viață, energie vitală, divinitate, sacralitate, putere de muncă și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt primite de la Dumnezeu. Și noi ne învățăm precum niște copii, dăm, 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 badăm ciocolată, badăm bomboană și tot cerem. Ezoharul spune că noi trebuie să transformăm această calitate cu care suntem înnăscuți care este singura noastră calitate să o transformăm în calitate altruistă. După ce am primit atâta de la Dumnezeu, să spunem ce pot da eu înapoi lui Dumnezeu și nu mă refer aici la un Dumnezeu care stă pe un tron și care are de toate, ci Dumnezeu este orice om care se află în afara noastră, pentru că spuneam că Dumnezeu este în tine și Dumnezeu este în toți ceilalți, da? Așa că ce facem ca să ne împlinim această Energie în interiorul nostru, care este tot timpul insațiabilă, în așa mod încât să o corectăm și să începem să dăm celor din jurul nostru. În actul sexual, spuneam, este vorba despre egoism. În a face dragoste cu adevărat cu partenerul tău, lucru care se întâmplă fără absolut niciun efort într-o relație de tip sacru sau o relație de tip twin flames, ambii parteneri fiind conectați pe mai multe chakre, inclusiv pe chakra inimii, pe, toate, pe tot sistemul de chakre, de fapt, atunci ei au o conexiune la nivel fizic, la nivel emoțional, la nivel mental și la nivel spiritual. Deci această conexiune se produce în ambii parteneri simultan. Astfel, ei nu intră într-un raport de copulație, să-i spunem, sau contopire fizică unul cu celălalt, fără a avea în ei înșiși, dorința de a împărtăși cu celălalt, de a oferi iubire. Da? Aici nu vrea fiecare pentru el însuși, aici fiecare caută să-i ofere cât mai multă plăcere celuilalt. Întrezirea Kundalinii, ca să mai facem așa și exemple personale, întrezirea Kundalinii pe care am avut-o, bineînțeles, n-am știut despre ce este vorba, ci pur și simplu într-un act de meditație simțeam căldura aceea care tot urca pe coloană și care mi-a scăldat întreg corpul însoțit fiind la final de o explozie în sfera capului, de am simțit pur și simplu că se deschid cerurile, că se aud uh, trâmbițele îngerilor în capul meu, a fost de fapt o stare de orgasm spiritual. Nu a fost neapărat un orgasm fizic, era și cel fizic, bineînțeles, pentru că corpul nu reușește să traducă asemenea detentă cosmică decât prin a avea și el o detenta lui, limitată, dar o are. Așa că, după ce am trăit această experiență, m-am apucat și eu să studiez simptomele a ceea ce am trăit. Am scris repede pe Google, nu știu, energetic flow, flow energetic, in the body, orgasm și așa mai departe. Am căutat toate aceste cuvinte cheie ca să mi se deschidă un articol despre trezirea Kundalini în care am constatat că am bifat toți pașii. Nu era un lucru pe care îl urmărisem, nu era un lucru pe care mi-l propusesem, nu era ceva ce urmam cu religiozitate în fiecare act de meditație, ci pur și simplu a fost un act spontan. Și în general se spune că această trezire Kundalini nu prea poate fi invocată, ci este spontană, da? Dar această spontaneitate are și ea la bază un sârg pe care omul îl depune, da? O Persistență în căutările sale Probabil foarte multe acte de meditație Conștientizarea multor răni pe care le-am avut Încercarea mea de a mă elibera de ele Au transmis Universului că eu doresc Să mă eliberez de aceste lucruri Și atunci mi-a trimis acest spectacol cosmic În care uu, eram în extaz De una singură Fără să mă ating pe nicio parte a corpului meu Doar stând în poziție de meditație Cu mâinile pliate pe picioarele pliate În poziție de așezare turcească și am trăit atunci extazul în tot corpul meu. Am descoperit prin urmare că era vorba de trezirea kundalini. Trezirea kundalini ce reprezintă? Kundalini în sanscrită reprezintă cel încolăcit, pentru că se spune că acest kundalini este un fel de șarpe care stă încolăcit în fiecare om, adică nu există doar în mine sau doar în omul care meditează, doar în omul care are căutări spirituale, în fiecare dintre noi mai ales în femei, să spunem, da? pentru că acest Kundalini, acest șarpe, reprezintă energia lui Shakti. Shakti reprezintă divinul feminin, să-i spunem, sau energia feminină, energia sexuală feminină, dacă vreți. Odată ce se trezește acest șarpe, el nu mai poate fi stăpânit, el își urmează traseul pe coloana vertebrală în mod spiralat și urcă și tot urcă și tot urcă până ajunge în ceacra coroană, acolo unde și are tronul Lord Shiva, da? Shiva sau divinul masculin sau energia sexuală masculină. Pentru că Energia masculină guvernează gândirea, logica, raționalul, iar energia feminină guvernează toate acele aspecte legate de fertilitate, de, uh, nu știu, de rodnicia pântecului, să spun. Și atunci, urcă acest șarpe se întâlnește cu energia masculină și, bineînțeles, că are loc această detentă cosmică prin care se deschide complet chakra coroană. Când s-a deschis chakra coroană, are loc o descărcare masivă din toate misterele universului, dacă vreți, din toată um, spiritualitatea. Este o iluminare instantă pe care o ai. Nu știi să traduci, pentru că a avea iluminare nu înseamnă că te apuci acum și vorbești pe voci și începi să trâncănești tot felul de mesaje spirituale și ți se rotește capul 360 de grade, ci înțelegi totul, dar mintea ta în continuare are o emisferă stângă care trebuie să descifreze date, cifre și să le pună într-o vorbire coerentă, așa că acționează ca o pâlnie și tot ceea ce poți să spui este... Deci nu ți iese absolut niciun cuvânt pe gură, nu poți să rostești, nu poți să explici nimănui ceea ce tocmai ai experimentat. Dar, pentru că această detentă cosmică are loc la nivel spiritual, ești una cu Universul, ești una cu Dumnezeu, ești una cu tot ce este în jurul tău, Corpul fizic nu poate descifra acest lucru decât prin propriile sale sisteme de decodificare și anume cele cinci simțuri. Toate cele cinci simțuri sunt perfect acutizate. Ești, dacă ești femeie, ești într-o stare de bălteală absolută, deci de, de uh, umezire constantă, o fântână arteziană a plăcerii și dacă ești bărbat, probabil că ai o erecție de toată frumusețea. Pentru că așa știe să traducă corpul tot ceea ce decodifică la nivel spiritual. În acel moment, tot corpul tău devine un receptor radio. Simți ca și când... Deci, ceea ce pot să spun despre corpul meu era ca o experiență de channeling, așa cum am descris-o eu în acel material cu channeling. E ca și când ai fi scufundat într o cadă plină cu sifon, da, și toate acele bule se sparg pe tine. Ești conștient de fiecare aspect energetic, de fiecare conexiune energetică care se află în corpul tău. Practic ești conștient de corpul tău energetic și în acel moment totul fremăta. Eram conștientă de integralitatea corpului meu. De fiecare dată când omul se așează într-o anumită poziție, când te așezi la masă, ești conștient de fundul tău că te-ai așezat pe scaun, ești conștient de mâna ta că trebuie să ducă niște, să manevreze lingura și să ducă mâncare la gură, dar celelalte părți ale corpului sunt absente. Da? Atunci când, nu știu, faci o altă activitate, ești conștient de acei mușchi care intră în activitatea respectivă. Dar când este vorba de Trezire Kundalini, ești conștient de tot corpul tău energetic. Totul este o vibrație constantă, e un zumzăi, cam așa. E, în momentul în care are loc această trezire Kundalini, actele sexuale pe care le poți avea cu partenerul tău de cuplu sunt complet transformate. Pentru că tu, de fapt, te-ai vindecat, ți-ai echilibrat în corp energia feminină și energia masculină și acum ești un individ ca un bec incandescent, da? care emană, duduie energie. Partenerul tău, dacă să spunem tu ești femeie, cum a fost cazul meu, ți-ai vindecat și ți-ai echilibrat energiile, pentru că într-o relație, mie îmi place să spun că nu există doar doi oameni, există trei entități, un el, o ea și cuplul sau să spunem noi, da? Noi doi, atunci când un el intră în raport cu o ea, are loc, de fapt, crearea unei singure ființe. Și această ființă se numește noi. Și asta mă, mă duce cu gândul la acea vorbă celebră a lui Isus, unde se adună doi în numele meu, acolo voi fi și eu cu ei. Astfel, se creează din două dinamici separate, dinamica masculină și dinamica feminină, se creează o singură entitate, da? Și această entitate trebuie și ea să-și echilibreze energia feminină și energia masculină. Dacă eu mi-am vindecat-o în mine și mă duc spre partenerul meu, care chiar dacă nu are căutări spirituale, chiar dacă era nevindecat, pentru că eu am umplut complet această jumătate, lui nu-i rămâne decât să. Se potrivească sau să se ridice la nivelul acestei împliniri și el, pentru că împreună constituim un întreg. Familia este celula societății. Nu degeaba se spune ca un fel de copie a mesajului profund spiritual pe care l-a transmis Isus. Și astfel s-a ridicat și energia partenerului meu. Actele sexuale de după această trezire cu au fost o completă epifanie, o completă revelație pentru mine. Nu mai erau niște acte sexuale, nu mai erau niște munci, nu mai erau niște corvoade, niște îndatoriri ale soției care trebuie să satisfacă nevoile soțului, sau nici de cum ale bărbatului care trebuie să își mai împlinească din când în când femeia ci s-au transformat într-un adevărat ritual religios. Aproape că simt și acum sunteți foarte mulți care o să fiți oripilați de acest gând, dar eu vă spun ce am simțit eu și nu-mi e rușine cu asta, aproape că simți să te încinci cu un prosop în jurul taliei și să-i speli picioarele iubitului. Este ca și când... Ești Penelopa, care răbdătoare l-a așteptat pe Ulise să vină după ani și ani în care acesta a cucerit lumea, s-a luptat cu eroi, a trecut prin viață, prin moarte, uh, nu știu, a descoperit tot felul de mistere, și care vine, în sfârșit, în cortul său, la iubita sa, unde primește compasiune, înțelegere, candoare și, nu știu, iubire, da? Și atunci simți nevoia de a-l venera pe partenerul tău. Uh, deci, săruturile nu mai sunt niște compulsii, nu mai sunt venite așa ca o țocăneală de buze, și hai repede să ne trezim organele sexuale la activitate, ci devine un act sacru, un act religios. Orgasmul pe care îl au partenerii în, aceast, în acest tip de contopire, adică prin a face dragoste, în adevăratul sens al cuvântului de a face dragoste, se lasă cu. Deschidere de ceruri, se lasă cu cântări ale îngerilor, este o încărcare energetică mai presus decât a fi o descărcare, cum era în actul sexual de dinainte de această trezire. Așa că fiecare partener se simte împlinit, revigorat, energizat și din cei oferă partenerului plăcere, din aceea dorește să-i ofere mai mult. Cu cât i-a oferit mai mult atenție, cu atât vrea să-i ofere mai mult. Și fiecare plusează și plusează, și din această plusare, bineînțeles că există. Tot felul de explozii una după alta prin care oamenii experimentează orgasme multiple care sunt cunoscute în franceză ca laptit mort sau moartea mică. Orgasmul reprezintă un fel de moarte, un fel de trecere într-o altă sferă, da? într-o sferă spirituală. Nu aș putea spune același lucru despre sex, pentru sex, orgasmul este, cred că, o moarte definitivă pentru ambii parteneri, pentru că ucide energia din fiecare, dar prin acesta chiar se trece printr-un portal și ajungi în lumea spirituală. Pupilele se dilată, ești ca și când ai trăi un trip după ce ai luat niște psihedelice. Această împlinire și satisfacție a fost foarte atent descrisă în sexul tantric, a fost foarte atent descrisă în Kama Sutra, dar foarte multă lume interpretează greșit acest set de legi. Kama înseamnă de fapt dorință și Sutra înseamnă set de reguli, probabil sau uh, dirijare, uh, 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 cum se numește, reglementare, să spunem, a dorinței, da? mulți oameni cred că Kama sutra și tantra se referă la această dezlegare sau eliberare la desfrâu, la orgii, la încălecare unul peste altul, care încotro o șerpărie și o zbuciumare de cărnuri, da? Nu! Sexul acesta tantric se concentrează tocmai în jurul acestei contopiri reale din punct de vedere spiritual a doi parteneri foarte multe din actele tantrice nici măcar nu presupun o descărcare din punct de vedere fizic, și aici înțelegeți voi la ce mă refer, ci întoarcerea întregii energii sexuale create în ambii parteneri, urcarea ei până în creștetul capului, unde are loc o explozie. Așa că cele două sunt folosite, de fapt, ca tuluri sau instrumente pentru iluminare. Cam um, Sutra, da, nu este numai un set de poziții, ci invocă de fapt aceste energie, echilibrarea acestor energii, Shiva și cu Shakti în interiorul fiecărui individ. Și când fiecare individ este întregit, abia atunci pot intra într-o relație în care doi egali își măsoară forțele și creează o forță și mai mare decât ei decât ei doi la un loc, da? Așa că nu mai sunt două jumătăți care s-au muncit, care au tras la jung, care sunt transpirații, uzi, fleașcă, ci sunt doi indivizi împliniți. Nu am o structură anume, dar nici nu mă mai tem pe tema asta, pentru că, na, este un subiect destul de tabu, pe care nu-l abordez cu foarte multă ușurință, pentru că sunt foarte mulți oameni speriați de astfel de termeni. E, sfera aceasta tantrică, spuneam eu că îi sperie foarte mult pe mulți oameni și poți vedea foarte simplu, printr-un simplu test, la ce nivel se află um, plăcerea sexuală a oamenilor în momentul în care le spui o afirmație ca: știați că prin sexul tantric poți face sex 5 ore sau chiar o noapte întreagă? În momentul în care voi, cei care ați auzit asta, ați făcut așa, ați avut o grimasă pe chip, 5 ore, înseamnă că pentru voi până acum sexul n-a constituit decât un act de durere, pentru că nu vreți decât ca el să se încheie cât mai repede. Dar dacă este cineva care a urmărit ceea ce am spus și a spus, da, 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 vreau, mai dați-mi, acela face dragoste cu adevărat, acela face dragoste uh, împlinindu-și energia, da? reenergizându-se, încărcându-și bateriile și nu descărcându-se. Pentru că toți oamenii pe acest pământ sunt programați să-și urmeze plăcerea. Niciun om pe acest pământ nu vrea ca plăcerea să se oprească vreodată. Cum spun cuplurile de tineri îndrăgostiți atunci când petrec așa niște momente tandre împreună? Spun, aș vrea ca momentul ăsta să, să nu dispară niciodată. Aș vrea să rămânem în eternitate așa cum suntem în această seară. Își doresc să stabilizeze pentru totdeauna acea conexiune magică care s-a născut între ei. Dar în momentul în care tu de Vrei să se termine, da? Adebea aștept să se termine. Înseamnă că pentru tine acela nu este un raport sacru, nu este o uniune sacră, nu este o contopire reală a energiilor. Da, îmi propusesem acest material, mi-am notat aici de ce mi-am propus să vorbesc despre asta, pentru că foarte mulți ani din viața mea am considerat că există o separare foarte clară între a fi spiritual și a fi un om care are o viață carnală, normală, fizică, în plan 3D. Uh, multă vreme am, am și fost așa uh, destul de uh, reticentă în fața cărților sfinte pentru că le percepeam ca pe un set de reguli sau uh, da, reguli morale, să spunem, pe care odată ce le-ai descoperit nu mai poți să faci transgresie de la ele, nu mai poți să te abați de la ele, nu mai poți să... Fii în partea păcătoșilor, da? Și ce însemna păcat din educația primită de la părinții noștri? Că, na, este și normal, părinții nu poate să te învețe, să te duci și să te coțăi pe românește. Așa că, credeam că a face sex, a face abea, a te distra, a râde, a face haz de cineva care putea să fie, într-un mod destul de sarcastic, catalogat în ziua de astăzi drept bullying, înseamnă că nu mai pot să privesc când spre sfera religioasă și dacă totuși am intrat în sfera religioasă, nu mai am voie să le înfăptuiesc pe celelalte. Și se creează această separare și toți copiii sunt bulversați și uimiți de toate aceste, aceste diferențe care apar. Pe de o parte sunt părinții care sunt bisericoși, credincioși și pe de o parte îi vede din când în când pe gaura cheii că fac niște treburi reprobabile. Bineînțeles și în mintea mea de copil se născuse întrebarea aceea. Măi, dar dacă Dumnezeu nu vrea ca noi să ne împerechem, nu vrea să ne iubim, nu vrea să ne pupăm, atunci de ce a mai creat organele genitale, de ce a mai creat pofta în corpul omului? Și. Cu acest bagaj am stăruit foarte multă vreme în viața mea că ceea ce faci între patru ochi sau între patru pereți da, cu cineva este un secret, trebuie să ne tragem fermoarul la gură și să nu vorbim niciodată despre asta, iar ceea ce facem în public să arate cât de pioși suntem, cât de milostivi, cum ne ajutăm semenii, cât de mult mă abțin eu în momentul în care cineva îmi face rău și îi întorc și celălalt obraz. Cu timpul după această trezire cundalinii sau după ce am trecut prin acest proces de autocunoaștere sau întregire, mi-am dat seama că cele două părți sunt echitabile în mine. Și cineva mi-a spus foarte brutal, domnule dacă vorbești despre religie și spiritualitate înseamnă că nu trebuie să te fă, da, pe românește. Și am spus, ce este domnule prostia asta, poți să te așa? și să atingi spiritualitatea și sacralitatea. Și iată, eu am descoperit spiritualitatea pe mai multe căi, una dintre acestea reprezentând-o trezirea Kundalini sau vindecarea energiei sexuale, care nu este niciun mare mister, nu este nicio mare ezoterie, nu este nicio mare vrăjitorie sau vai de mine, vă vorbesc acum despre lucruri care țin de magie albă sau neagră, ci este o consecință simplă a procesului de autocunoaștere, care se poate desfășura la nivel psihologic, se poate desfășura la nivel spiritual, emoțional și așa mai departe. Atunci când facem curățenie, în cine am crezut că suntem pe baza spuselor celorlalți și ne identificăm și ne ridicăm precum o pasăre Phoenix din propria cenușă în adevărata noastră identitate, în adevărata noastră putere, în acel har divin cu care am fost născuți. Și în momentul în care are loc această întregire, din punct de vedere psihologic, mai întâi cognitiv să spunem, da, asimilați niște informații la nivel cognitiv, apoi ele se manifestă în voi din punct de vedere psihologic, începeți să găsiți sens că această autocunoaștere vă face mai mult bine decât rău. După aceea, acest lucru se manifestă mai departe și uh, în uh, sfera spirituală. Totul, tot ce este perceput cognitiv mai întâi este ca un mesaj care ți-a bombardat mintea. Da, 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 am înțeles, am înțeles. Dar vine un moment în viața fiecărui om când toate cunoștințele pe care le-ați um, acumulat de la tot felul de oameni spirituali o să facă sens la un alt nivel, o să facă sens în chakra inimii când o să spuneți. Aha, acum am înțeles. Și când se așează în spirit, corpul automat urmează acest traseu. Corpul fiind întregit, având energiile echilibrate și va și cu șacti, șarpele cundarinii urcă repede, se îmbină cu partenerul divin, divinul masculin și divinul feminin creează acea explozie cosmică și are loc iluminarea instantă. Iluminarea instantă care nu presupune că după aia plutești pe un norișor, ci începi să vezi lumea cu alți ochi, începi să alterezi lumea materială pentru că de ce nu noi generăm propria noastră realitate, dar acum dintr-o perspectivă conștientă. Da? Înainte o facem inconștient și manifestăm lucruri la întâmplare și bune și rele și mai puțin bune și mai puțin rele. Dar după ce te trezești conștient prin acest proces de autocunoaștere, regăsirea sinelui, prin contopire la niveluri multiple a energiilor masculine și feminine din interiorul tău și cu partenerul din afara ta ulterior, dacă există, dacă nu există, puteți fi oameni întregi și fără un partener, atunci are loc practic o. Descărcare a înțelepciunii Divine și trăiți în conștient, alterând conștient ceea ce nu vă mai convine în realitatea voastră, modificând și creând acea corecție despre care vorbea Zoharul, trecând de la sfera egoistă la sfera altruistă. Acum, cu ce pot servi umanitatea, cu ce îi pot ajuta pe ceilalți. Și astfel, găsiți o grămadă de oameni ca prietenii mei buni de pe Facebook, care nu numai că citesc și studiază pentru ei, dar compilează toate acele informații, le traduc într-o manieră în care să fie inteligibilă, să fie ușor de percepută de ceilalți și o postează acolo, în schimbul a două amărâte de like-uri sau în schimbul a două citiri prin care oamenii nici măcar nu se mai întorc să își arate recunoștința față de acel imens efort pe care l-au depus pentru a expune informația gata amestecată pentru seminilor care dactilografiază și nu știu cum să producă bani pentru ei înșiși. Da? Și acesta a fost un mic ranting Și pe final am păstrat un, O mică schemă de-a mea în cariocă Pentru că am înțeles că vă place Când fac astfel de scheme Care să vă arate nu doar că eu Sunt cea care a înțeles diferența Dintre sex și sexualitatea sacră Să spunem Ci cum putem ajunge cu toții la a ne simți împliniți sau cum putem înțelege acest proces și ce este necesar să facem dacă nu autocunoaștere. Și așa divulg eu mereu secretele și nu reușesc să păstrez un punchline la sfârșitul oricărei glume sau expuneri verbale pe care o am. Și am pregătit această schemă drăguță prin care voi explica care este traseul energetic atunci când faceți sex și care este traseul energetic atunci când faceți dragoste cu adevărat cu un partener și ce presupune asta în dezvoltarea voastră. Iată cum arată acest tabel. Mai întâi, omul se simte neîmplinit, da, și este normal. Până în 40 de ani ai tot felul de neîmpliniri, încă nu știi cine ești, nu te cunoști, te raportezi la tine doar prin ce ți-au spus alții că ești și așa mai departe. 40 de ani, v-am spus că este o vârstă sacră. Nu știu dacă am mai vorbit despre asta în acest material, pentru că pe mine mă ia logorea și s-ar putea să repet anumite lucruri pe parcurs, dar 40 de ani este o vârstă critică la care omul începe să se trezească spiritual, să fie autentic, da, și când ești autentic. Chiar dacă te întâlnești cu un partener din trecutul tău, deja ai o altă percepție asupra lui și te raportezi altfel. Dacă se renoadă relații după o anumită durată de timp, o să vedeți că fiecare ați parcurs bucata voastră de chin și bucata voastră de efort prin această viață, iar acum vă întâlniți într-o armonie și într-o pace care vă oferă fiecăruia acea liniște sufletească de care aveți nevoie. Da? 40 de ani a durat exodul din Egipt, când oamenii s-au -au eliberat practic de sub asuprirea egiptenilor și au căutat și au găsit tărâmul unde curgea lapte și miere. 40 de ani este punctul de cotitură în care știi cu adevărat cine ești. Bineînțeles că asta nu este o, o prerecuzită, era să spun, sau un factor. Determinant pentru toată lumea, unii se trezesc mai devreme, alții mai târziu, dar cam pe la 40 de ani încă mai avem un pic din uh, vitalitatea tinereții noastre, dar suntem și înțelepți, da? Spre o deosebire de prima parte a vieții în care avem doar vitalitate, dar înțelepciune zero și uh, următoarea parte după cei 40 de ani când avem mai multă înțelepciune și mai puțină vitalitate. Ei bine... Deci pornim de la principiul că suntem neîmpliniți, dar nu suntem neîmpliniți, nu ne cunoaștem cu adevărat, nu ne știm valoarea. Acest lucru ce face? Naște în noi diverse nevoi. Dacă vreți detalii, am un capitol întreg despre nevoi, un material întreg despre nevoi. După ce s-a născut în voi această nevoie, începe, bineînțeles, să se formeze, să se contureze o compulsie. Da? Compulsia ce reprezintă acest Uh, drive, da, această tragere de a satisface nevoia, da, vrei să o satisfaci, se naște în tine această vrere de a te împlini și se naște compulsia. Compulsia aceasta se manifestă sub tot felul de adicții sau codependențe, dependențe, da, prin care fie ești dependent de tutun, de substanțe, de alcool, de... Uh, și nu sunt lucruri no nocive, da, pentru că cineva vorbea despre tutun, eu fumez de plăcere, nu fumez pentru că mă simt rău, nu fumez că mă simt bine, mă fumez când sunt în armonie cu mine însă și foarte multe dintre ideile acestor materiale îmi vin câteodată la o țigară. Așa că această compulsie, hai, în acest context al raporturilor dintre cele două sexe este compulsia de a fi satisfăcut, vreau să mă satisfăci, vreau să mi oferi, da? Și atunci se trece la următorul nivel, care este satisfacția acestei compulsii. După ce ți-a venit Urgentarea aceasta fizică te și satisfaci cum te satisfaci fie de unul singur prin actul de masturbare fie te satisfaci printr-un raport sexual gâfâit și transpirat cu cineva care oferă atenție satisfacția aceasta este una de scurtă durată sau o satisfacție temporară poate că este satisfacție doar în momentul actului iar la final fiecare este drenat după cum spuneam bărbatul începe să sforăie și femeia plânge pe latura cealaltă de pat. Așa că satisfacția aceasta este temporară, și aici am spus că acesta este traseul sexului, da? iar nivelul nostru energetic scade, coboară. Am arătat asta printr-o săgeată. Ce se întâmplă în momentul în care aveți, ajungeți să descoperiți actul de a face dragoste? La acest act, la, din acest act nu se pornește, la acest act se ajunge. Da? Așa că treceți mai întâi printr-un proces de vindecare. Toată lumea are partea asta în prima parte a vieții, deci nu este unul care s-a născut și face direct dragoste de când a început. Ci pur și simplu mai întâi folosește sexul ca un tool, să învețe cum este de explorat corpul unei femei, bărbat. femeia vrea să învețe cum arată corpul unui bărbat. Deci o luăm ca pe o școală, da, ca pe primii ani ai unei școli primare. Și atunci în partea a doua Trecem prin acest proces de vindecare, ne descoperim rănile, ne uh, analizăm, ne observăm comportamentele, tiparele, uh, uh, acele credințe autolimitative, acele uh, autosabotări personale pe care ni le facem și ajungem, trecem printr-un proces intens de vindecare. Acest lucru se desăvârșește prin a deveni o persoană care are o împlinire sufletească. dar te simți întregit, te simți împlinit, simți că nu mai ești pe un om pe jumătate care are nevoie de o altă jumătate, ci ești un om întreg, te-ai împlinit, te-ai desăvârșit. După ce are loc această împlinire, bineînțeles, orice altă informație, orice altă cunoaștere care ți se adaugă, duce la un prea plin, da? este acea cupă din asul de cupe care se revarsă prin cele cinci șuvoaie, parcă, prin care toată această emoție și căldură se manifestă, se, se revarsă asupra celorlalți. În momentul în care tu ai acest prea plin, ai dobândit deja uh, acel sentiment de altruism prin care tu faci acea corecție despre care vorbea Zoharul sau Cartea Splendorii. Și astfel te întorci de la omul egoist care dorește doar să primească, să primească, să ia de la celălalt și se transformă în unul care are prea plin și nu știe ce să mai facă și vrea să-l reverse asupra semenilor săi. Și așa se nasc acești oameni care împărtășesc informații benevol și care vor să ajute oamenii din jurul lor. Nu neapărat ducându-se la ei și să spună, Hai, dăm plasa din mână că te ajut, că nu așa se face ajutorul, ci oferi și pui la dispoziție. Tu ți întinzi taraba, cine vine și ea este să fie primit, da? Cine nu vine și nu ia, iarăși să fie primit, pentru că așa a vrut el. Această ofertă altruistă presupune și, un, uh, și o lipsă de atașament pentru rezultatul primirii. Acestei revărsări sau acestui prea plin, da? nu trebuie să te intereseze că ăla a luat și ăla de ce n-a luat, că să vină înapoi să ia, pentru că și asta este un soi de egoism. Este detașare absolută de rezultat. Este acel moment în care practici acea dărnicie despre care spunea Isus în Biblie: că atunci când dai, să dai cuiva de la care știi că nu vei primi niciodată înapoi. Și atunci când dai astfel, dai din prea plinul tău. Și atunci ești cu adevărat un spirit bogat, ai o mentalitate de om bogat, pentru că niciun bogat cu adevărat nu ar dori să primească înapoi, da? Doar un om sărac ar cere înapoi și ar cere și camătă în schimb. În momentul în care ajungem la acest prea plin, dorim, bineînțeles, cum spuneam mai devreme, să împărtășim. Și atunci când împărtășești, ajungi la a face, de fapt, dragoste. Iar aceste două energii, după cum vedeți, una descinde și una urcă, omul se încarcă și încarcă și pe ceilalți. Aici omul se descarcă pe sine și îi descarcă și îi drenează și pe cei din jur. Nu este un traseu care se referă strict la actele sexuale, așa cum voi intitula acest material, ci se referă la întreaga noastră interacțiune cu lumea. Pentru că, de fapt, interacțiunea noastră cu această lume seamănă foarte mult cu un act de... Copulație, să spunem, da? Noi intrăm pe acest pământ și prin prisma noastră, prin nivelul nostru de percepție, străpungem faldurile acestei lumi pe care noi o percepem ca fiind exterioară nouă și o modificăm prin intervenția noastră. În momentul în care noi am venit, oricare dintre noi, în momentul în care a venit pe această planetă, a, a schimbat complet. Energia electromagnetică a acestei scoarțe a Pământului, da? Este un individ care elimină dioxid de carbon și care trage oxigen în plus pe această planetă. Nu că ar fi un surplus, dar este un individ care, la care trebuie să se adapteze întregul nostru ecosistem, întreaga cantitate de oxigen a acestei planete. Așa că fiecare vine ca și când ar fi acel. Uh, exemplu pe care îl vedeți în uh, fertilizările in vitro, când introduc uh, doctorii acea seringă într-un ovul și îl fecundează cu un spermatozoid pentru a-l fertiliza artificial într-o eprobetă. Noi venim așa și ne injectăm în această lume, și în momentul în care am intrat, am și modificat tot ceea ce vedem în jurul nostru. Acesta este materialul meu despre sexualitate și a face dragoste sau despre sexualitate în general, fie ea non-sacră și cea sacră și extrageți informația care vă este de folos. Vedeți dacă în acest moment în viața voastră faceți de fapt mai mult sex sau faceți dragoste și ca să ajungeți să faceți dragoste, v-am și arătat care sunt pașii și acești pași sunt de nenumărate ori specificați în materialele pe care eu le postez pentru că eu nu fac altceva decât să vorbesc variațiuni pe aceeași temă, cum să ne vindecăm, cum să atingem procesul de integrare, vindecare, bineînțeles, prin autocunoaștere, să atingem procesul de vindecare, să ne împlinim, să integrăm în noi latura de umbră și tot ceea ce noi am expulzat din noi crezând că este defect, întregindu-ne și restructurând echilibrul dintre energia feminină și masculină, după care fiecare să se ducă în legea sa pentru că va avea un prea plin și va dori să împărtășească și celor din jur, așa cum una dintre abonatele mele face în prezent. După ce a acumulat cunoaștere aici, s-a îndreptat spre drumul ei propriu și a început să dorească să împărtășească cu lumea din jur toate aceste lucruri care i s-au revelat și ei. Acestea fiind spuse, rămâneți în lumină pe data viitoare când voi veni cu citirea de tarot a lunii octombrie. La revedere! V-am pupat!